Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Anico. Astăzi vreau să fac un video despre cum verificăm lichidul de frână. Practic, astăzi voi arăta cum putem să-l verificăm cu ajutorul unui dispozitiv. Nu fac reclamă la acest dispozitiv. Puteți să luați unul oricare din comerț. Eu am luat unul după Temu. Este acesta. Practic arată în acest fel. Cu el putem să verificăm uleiul de tip DOT 3, DOT 4 și DOT 5.1. Pentru a verifica, trebuie să desfacem acest capac și să scoatem acest filtru roșu. Voi încerca cu acest clește să-l apuc dintr-o parte, dacă reușesc fără să-l rup. Cu ajutorul unui clește, trageți în sus de el. Nu l-am rupt. Vedeți că este practic intact. Și l-am scos ca să verificăm înăuntru calitatea uleiului. Practic, îl aprindem, ținem apăsat pe el. Aici putem să alegem între DOT 3, DOT 4 și DOT 5. Ok? Punem DOT 3, îl introducem în vas, senzorul, și așteptăm să calculeze. Bun, mie îmi spune că este 2%, uleiul este bun, nu este de schimbat. În cazul în care trebuia schimbat, îmi spunea că are apă înăuntru, trebuia să-mi sunea alarma și îmi spunea că mi-e trebuie schimbat acest ulei. Dispozitivul acesta, aparatul acesta nu costă mult. Eu, dacă nu mă înșel, am dat 12 euro pe el. O chestie foarte interesantă cu acest filtru, pentru că mulți știu că se întreabă cum scoți acest filtru intact. Practic, filtrul are niște piciorușe, să zic așa, aici, în lateral, și de ajuns să-l prindeți într-un colț, cum l-am prins eu, de preferat în această poziție, și să trageți așa. Deci în poziția asta să trageți de el încet în sus. Pentru că el practic stă prins decât în aceste două piciorușe în partea dinspre scaunul copilotului, să zicem, nu? Deci ceva de genul ăsta. Îl prindeți de aici, din interior, și trageți așa. Ok? Acum eu l-am verificat, îl voi reintroduce înapoi. Ok. Și punem și capacul. Punem bine. Bun. Deci este un dispozitiv care nu costă nici mult și care vă poate spune imediat dacă trebuie schimbat sau nu. Deci, repet, nu este o reclamă. De unde l-am luat eu, cred că l-am găsit în ofertă, l-am luat 12 euro, dar oricum, cât poate să coste, mai mult de 20 maxim, dar nu trebuie, cine știe ce, are un simplu senzor aici, citiți cu el și vedeți dacă e de schimbat. Cam asta a fost tot pentru astăzi, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, dacă v-a plăcut, dați un like, o distribuire și inscriți-vă la canal, dacă nu ați făcut-o deocamdată. Pe curând, ciao, ciao!